Da. Bari, bari. Salutăm de la Dunăre. E, cred că, ultima partidă de anul 2023 la Cheson Bristol. Cred că va fi și ultima partidă în care voi da oficial locația pe filmare. Îl avem pe Crino aici, suntem cu Vladimir. O să treacă și Nicu pe la noi. E ceață, din păcate. Nu pot să vă arăt mare lucru, o să vă arăt ce vom încerca să folosim. Da, le facem din mașină, dacă tot e frigul ăsta, n-are sens să ieșim să ne căpăcească, da? Astăzi voi merge pe spini de 7 cu G1 de la Gamagatsu și voi încerca, mi-au plăcut foarte mult călăligile astea de la Owner. Numărul 12 și voi încerca să fac o bentiță de medium, să dau la artificiale. Am văzut că am avut ceva prezentări azi noapte, am luat vreo 3, am scăpat vreo 2, cărligul mic, nu am echilibrat cum trebuie, dar nici n-am mai avut răbdare să fac, s-a pus frigul. Am dormit și noi un pic, arătăm bine la față, da. Părem ok, domnul parcă e copil mic, s-a înfăfulit tot, că a fost răcit. Mi-a trebuit Dunăre și mie la fel, dar mi-a trecut. Eu am fost răcit când am venit ultima oră aici. Ne apucăm de pescuit, o să vedeți, e foarte dificil, foarte înghesuit, ca să zic așa. Suntem vis-a-vis de locurile noastre. Uitați, e ceață, nu se vede mirific, dar dăm și de acolo. Pot să vă spun că cred că au 15 lansete acolo, păcate. Asta e, așa se întâmplă când zici că ești bun și spui la toată lumea, da? Deci se va schimba treaba asta. Ca să înțelegeți de ce nu dau locațiile. Hai, ne apucăm să facem astea. O să rup pe Crin, să filmeze o monturică, să vă arăt strategia, după care sculele sunt puse acolo jos, prind și o scaunul, mai fac puțin înadă și cobor la pescuit. Revenim. Deci, vedeți cum voi pescui astăzi. Aici avem spin și aici vom folosi bentiță de cauciuc. Am mers pe fluorocarbon de 14. El, sunt foarte mulțumit de el, să știți. Deci chiar e ce trebuie. Am văzut azi noapte care a fost problema. Am avut textil trematisat până în curbura lui, chiar mai mult un pic aici. Da, și la primul pește deja eu am tras oricum, da, cât de tare să tragi. Mi l-a adus undeva pe aici și mi-a îndepărtat foarte mult banda asta siliconică. Și după aia nu mai era teoria, au început șorile. Și am niște pop-up-uri de la Steg, o să vi le arăt, care se fac așa, nu știu, sunt gen semisolubile, se topesc. Și am ales spinul pentru că bentița îl distruge, acel pop-up. O să vă arăt eu după aia când coborăm jos acolo. Două cărligile de 12, v-am spus. Deci Owner și Gamagatsu. Cam asta e treaba. Văd că băieții fac ceva activitate. Haideți să mai luăm și noi 2-3 guri de cafea și am plecat la pescuit. Revenim, țineți aproape.
pescuit. Aia cred că are 60 sau 65. O rincă de aia. Da, aia, păi aia e. 60 sau 65. Nu, e oltenii, este cu zamă lungă tu. Da, dar te scovine, sărăcie de aia. Să vorbiți frumos, să nu înjurați. O lună apoi să moare. Să nu înjurați. Să nu înjurați rău. Sigur e cormoran. Băi, e mare, s-a mâncat. E bari? E purcel. E baro, e baro, e baro. E purcel. E purcel. Ia uși. Bă, lasă, bă, îți mai spune 7 și lasă dreapta că rupă. Ia, bă, așa mai dau cu una, nu fac cu una. Gata, m-au zis. Iar s-ar ăștia pe mine că se uită copiii pe canal. Da. Nu mai pun bă nimica că le dau cu modulul ăla. Deci care auziți filmarea respectivă, activez cu bipurile pentru copii. Așa că faceți-le cont pe YouTube Kids. Că de-aia au făcut ăștia YouTube Kids. Deci crinule, ce facem bă? Ce facem? Dăm la pește. Ia pe Vladimir. Vladimir. Vladimir e șef. Până acum n-a găsat mâna la. Ce căciulă e aia din capul tău? Ai de capul nostru. Nu găsi. Ia stai mă, să-l iau bine. I-am pierdut. Și trebuia să am o căciulă în cap. Ce nu-ți plac ochișorii? Bă, ce faci mă, ui și acum? Bă, și acum ui? Nu o iau. Ai trăsătură? Unde mă, că uite metru lucru? Da mă, ai trăsătură. Ba da. Mă uitai de două ori să văd dacă e unul mai în vârstă sau mai tinere la acolo. Ia bă, crinule, tu ce căciulă ai? Aaaa. Căciulă cu moț. Ai cu moț. Să vezi când iese și soarele. De mai încălzim un pic. Deci suntem aici câte lanse de stația? 10. Fără număr. Vezi de treacă, nu i-am depășit pe colegi. 7. Da. La barim noi suntem noi la ele. Colegii și-au luat mal pe Dunăre. Ia fiți atenți aici. Au pus două, trei piede. Dar nu pescuiește niciunul acolo, vedeți? Acolo nu călcați fără mine niciunul. Tu ca mine ești și tu acolo, mă înțelegi? Avem aici profesorul. În dreapta noastră. Ia uite că ne-am ținut. Tu hrănin ce domnul iată? Da. Ucrainin, nu? Stai că spun acum. Da, da, ucrainin. Ucrainin, sunt câte astea cu ucrainin. Ăștia cred că duc cereale la noi în portă. De ce trebuie, Vladimir? Crinule, hey. Vrei să faci poză cu captura zilei? Bine, Vladimir, nu e problemă. Dai că-l supăr pe ăsta și parcă-i văd că-i dăm parola acela. După 3 ore de așteptare. Ia saltă-l, băuțără. Da-i așa. Hai să te iau cu moțul la căciulă aia. Ia, domnul Crin. Da, frumos. Ia, Vladi. Ia. Tot la verme. Da.
Vorbim. Nu vezi? Nu vezi ce? Să știi. Știu, sunt întrerupță și de dui mâna. Da, facem o eliberare frumoasă. Așa, îl eliberăm și venim cu următor. Hai mă, las-o brusc. Ține-l așa, nu mai întoarce, că filmează. Locul cu noroc, exact ce vă spun. Și uite-l avem. Ia uite, sunt 200, filmează și pe la jos la timp. Și mai uite, mai avem unul acolo. Hai, revenim, facem treabă. După cum vedeți, încercarea cu tot ce se poate, cel mai bun andament pe care l-am avut a fost aici, la culoarea alb. Să vă arăt pe final ce am luat ceva, am și surprins câteva în drill, în nedrill, în nu știu. Este că avem un singur dispozitiv pe la noi bun și am filmat eu cu el băieții când au luat. Am luat așa-s noapte vreo 3-4 bucăți, mai răsărit așa. Plus acum pe dimineață. Mai stăm puțin și noi. Vedem ce o fi. Dar v-am spus care a fost problema. Am venit aseară 2 pescari, 12 lansete. Numărate 12. De... Să faci un bine, să le dai locație. Asta e situația. Am prins, ne-am făcut damblaua, suntem la Dunăre. Mici, bă, sunt la palmă. Da. Mici rău. Deci eu nu înțeleg. Deci de fii atent, de vis-a-vis dau cu plumb de 100 de grame, mă gata. Când de aici ar trebui să dea cu gramajul ăsta. Băieți, vă salut! Să trăiți! Vede, Alex, mai cum trebuie speeder-ul ăla pe ăla? Mai... Du-te, mă, și el și dă-i în față. Nu lua feeder-ul. Câinule! Cam asta e treaba. Am mers pe nadă de pâine de pește, un red cu un green. Am aditivat-o din plin cu concentrat de cașcaval. Metod de 30 de grame. Cam asta a fost acțiunea, ca să zic. Poate și-o mai reveni acum un pic. Am trecut și pe pelezi mai mici, și pe mai mari, și pe mici, ce, unghia mea e mare. Cârligul e mic, suportă.
Acum crinul, plecă băiatul ăsta. Hai să vedem dacă putem să ne apropiem un pic mai mult de barca aia. Încercăm. Pune-mă crăcanul că dai. Pune crăcanul că dai. Hai că vă arăt, încercăm aici în joacă să vedem despre ce vreau. Hai că dau eu. Ia. Da, pot, nu e problemă. Dă-o încoace, ia, ține telefonul. Trebuie un secund să-ți ducă. Ia. Ce? Mai ce frumos trage. Ia locul să vedem, să vadă băieții unde e, că nimeni merge, că plecă băiatul ăsta de lângă noi. Pe locul? Acolo e. Mamă! Să nu oprești filmarea, te rog. Nu opresc. Nu opri, da? Lăsa să dacă... Nu te grăbi. Te grăbi că ai viermi și de-aia pe-aia. Da? Da. Dar nu știu să-l iei. E, sacoșar. Păi ce vă, sunt mulți pești? Nu. Puțin. Bari. Măcar sunt bari. Ia, te vedem. Uite-te aici. Să murdăresc tu. Uite-te. Vladi, ne auzim, vorbim. Hai, salut. Salut! Aveți loc? Da! Da, da! Băieții, cam asta a fost partida la Bristol. V-am spus, cam
e ultima pe anul ăsta. Îl aștept pe crinul să vină și am plecat. Asta e captura și cu bune școlele n-am găsit loc liber. Ne auzim numai bine.